Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Iașul TV. De ne vede de această dată prin telefon, pentru că avem trei invitați care vor intra în legătură directă cu noi prin intermediul telefonului și o surpriză interesantă pregătită pe partea a doua. Dar vorbim momentan despre evenimente frumoase care vor avea loc în Iași și nu numai, în zilele următoare și în săptămânile următoare. Deschidem ediția de astăzi cu un invitat care va obișnuit să vină aici în platou. De această dată, după cum spuneam, este în legătură telefonică directă cu noi. Este vorba despre Alin Apostol, de la Asociația Împreună pentru Miroslava, cel care de fiecare dată ne încântă cu festivaluri frumoase de șah. Vorbim astăzi despre cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Șah Suflet de Român și toate detaliile ni le va oferi în minutele următoare Alin Apostol. Bun venit, Alin! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ai revenit la noi, chiar și prin intermediul undelor. Alin, spune-ne, te rog, când va avea loc acest eveniment și știu că are și o participare interesantă anul acesta. Așa este, evenimentul se va desfășura de pe 24 până pe 26 martie, de vineri până duminică, la sfârșit de săptămână. Iar avem invitați, zicem, de marcă, jucători din România, Republica Moldova, din Bulgaria și din Ucraina. Deja sunt peste 300 de jucători care s-au înscris, iar invitatul de onoare va fi marele maestru Florin Gheorghiu, cel mai mare șahist al românilor, cel mai titrat șahist. Ne poți dezvălui și vârsta domnului, pentru că știm că are o vârstă venerabilă și cu toate acestea, iată, continuă, își continuă activitatea și nu se lasă. O dovadă foarte bună că sportul minții ne menține mereu tineri. Așa este. Marele maestru Florin Gheorghiu va veni la București duminică, are 82 de ani și vom lansa trilogia șahistă a dumnealui, duminică la Hotel Moldova la ora 16:30, iar apoi la ora 17 va fi premierea concurenților de la festival. Spune-ne, te rog, cât de importante sunt astfel de evenimente și mai ales într-o generație care tinde să se dezvolte, dar din păcate nu foarte mult către sport. Să știți că este foarte important să facem sport și noi în domeniul șahului, în zona Moldovei, să zicem că acum la sfârșit de săptămână va fi capitala Iașul, va fi capitala României la nivel de șah. La acest turneu avem premii foarte multe, premierea va fi total peste 30.000 de lei, iar locul 1 și 2 vor fi 4.000 și 3.000 de lei la cei mai valoroși, la jucătorii maestri internaționali. Iar șahul este foarte important pentru copii, dezvoltă foarte multe aptitudini, strategia de gândire, atenția, răbdarea. Mulți copii stau la partidă 3-4 ore. Voiam să mai zic ceva foarte important, că avem și doi campioni naționali anul acesta invitați special la noi la turneu, sunt din Iași, Alexia Dorogoț de la Pionii Regelui și de la Miroslava, iar Costache Andrei de la Micul Șahist. Ambii sunt campioni naționali și vor reprezenta România în Grecia la campionatul mondial de șah școlar. Spuneai că sunt premii mari în joc. Premii care ar putea să atragă pe oricine își dorește să concureze. Hai să lăsăm puțin premiile deoparte și să vorbim un pic despre atenție, despre cât de multă atenție și cât de multă concentrare necesită șahul. Șahul necesită foarte multă concentrare și chiar vorbeam cu părinții. Mulți copii nu au capacitatea asta de a se concentra, mai ales în zilele noastre când toată lumea vrea de un click pe net și caută orice informație. Să știți că la șah copii de 5, 7, 10 ani stau 3-4 ore la o partidă de șah. Stau și gândesc că își formează o strategie de gândire și luptăm ca să iasă o partidă bună și poate să și câștigăm. Este importantă și performanța, dar în primul rând șahul ajută, până la urmă ajută să te dezvolți. Formează caractere șahul. Nu știu dacă te-am întrebat, cred că te-am întrebat, dar mai întreb o dată, pentru siguranță, nu de data asta, ci în intervențiile tale anterioare în cadrul emisiunii noastre. De ce Suflet de Român? Cum ați ajuns voi la titlul acesta de turneu? Am ajuns la Suflet de Român în 2018, când a fost prima ediție, împreună cu domnul Vasile Manole, care este și duce frâiile șahului din zona Moldovei. Și nu știam noi cum să-i punem exact denumirea și am zis Suflet de Român, ne-a hotărât, pentru că credem că e foarte important să promovăm România, copiii din România, valorile din România și eu zic că trebuie să fim mândri că suntem români. Cu siguranță trebuie să fim mândri că suntem români. Deci peste 300 de participanți, ai spus. Da.
în trei zile interesante la Iași de șah, nu putem decât să vă dorim mult, mult succes și fie ca această noua ediție a Festivalului Suflet de Român să aducă și mai multă performanță și totodată să trezească această trăire despre care tu spuneai atât de frumos. Salutăm demersul vostru și suntem mereu alături de demersurile pe care le întreprinzi. Vom fi, bineînțeles, prezenți acolo, la fel ca de fiecare dată. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Mulțumesc și eu și să știți că vom avea peste 100 de drapele care le vom oferi la premianți. Iată ce frumos! Se cheamă Suflet de Român. Iată ce frumos! Sperăm să fie, la anul să fie 200 de drapele și tot așa să crească numărul, pentru că ne dorim să vedem cât mai mult arborat drapelul României pretutindeni și mai ales în sufletele celor care participă la astfel de evenimente și nu numai. Și poate că până acum nu s-a gândit vreunul dintre participanți la povestea asta cu drapelul, dar iată, poate că înmânându-i acest drapel, îl veți face să conștientizeze cât de important este patriotismul. Mulțumim! Mulțumim și noi tare mult și continuăm și cu alte telefoane.